Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare a zilei, de data aceasta pentru ziua de, uh, pentru ziua de joi, uh, 1 decembrie 2022. Să vedem uh, ce cărți vom avea pentru această zi. Voi extrage și din pachetul îngerașilor. Uh, să vedem cărțile. Wow, cât de frumos, dragii mei! <laughs> Ziua de 1 decembrie, zi națională, zi frumoasă, zi în care putem sărbători. Uh, suntem liberi, suntem uh, fericiți, suntem bucuroși. Ne putem antrena în tot felul de activități care mai de care mai uh, plăcute. Iată că avem aici cartea Soarele, dragii mei. Această carte te îmbie să trăiești din ce în ce mai bine, din ce în ce mai frumos. Dacă îți dorești să faci o călătorie în această zi, să faci un drum, ușile -ți sunt deschise, poți face acest drum tu singur sau tu singură sau împreună cu persoana dragă sau poate vei lua un copil cu tine, poate este copilul tău, poate este copilul unei, unei, rude, poate vei merge cu el undeva să îi faci o bucurie, poate îl vei duce la mol sau cine știe, poate la cinematograf, oriunde te vei deschide spre acest copilaș să mergeți, să vă distrați. Da, o carte extrem de pozitivă care aduce o schimbare favorabilă pentru tine pentru viața ta în, în aceste momente. Se pare că vei avea parte de uh, bucurie enorm de mare din partea familiei, uh, din partea prietenilor, a rudelor. Uh, vei avea parte și de un cadou, poate sau de cadouri chiar uh, de această zi. Uh, toate acestea sunt binevenite, chiar dacă nu le așteptai, pentru că nu este neapărat o ocazie pentru a, de a face cadouri, uh, dar se pare că oamenii din jurul tău simt această nevoie și uh, îți vor face aceste cadouri, uh, iar tu te vei bucura foarte mult de ele. Uh, această carte este una a seninătății. Uh, a clarității pe care o ai în viață în aceste momente, se pare că vezi mai bine decât oricând direcția pe care vrei să mergi de acum înainte. Vezi foarte bine încotro vrei să te îndrepti, ce oportunități sunt pentru tine de acum încolo, ce este bine să faci pentru tine mai mult, dacă vrei să-ți fie mai bine și așa mai departe. Dar, de asemenea, această carte are și o conotație negativă, se pare, pentru că în momentul în care ne apropiem prea tare de acest soare, este posibil să ne ardem da? sau să ne încălzească prea tare. Da, asta înseamnă că trebuie să fim foarte atenți la anumite acțiuni din viața noastră. Să facem totul cu echilibru și cu um, o anumită claritate. Să vedem mai departe următoarea carte. Iată, din partea îngerașilor avem îngerul Leila, care vine și îți spune Petrece mai mult timp singur, singură, în natură, meditând asupra dorințelor și intențiilor tale. Roagă-i pe îngeri să te ajute să dobândești o perspectivă pozitivă. Iată dragul meu sau draga mea, o carte care te invită să petreci ceva timp sau poate mai mult timp de unul singur sau de una singură în această perioadă. Iată că ai și timp să o faci în aceste zile de mini vacanță, nu-i așa? Zile minunate când te poți apleca mai mult spre interiorul tău poți să te întrebi mai mult ce ți dorești de acum înainte, ce dorințe mai aprige ai în interiorul tău, poate îți dorești o vacanță sau poate îți dorești o anumită persoană să fie lângă tine sau poate vrei să-ți cumperi casa mult visată. Toate aceste vise pot fi împlinite cu ajutorul unor metode cum sunt uh, imaginația, vizualizarea, uh, înaintarea energiei tale spre aceste vise uh, și apoi detașarea de ele. Uh, toate aceste metode le poți uh, folosi pur și simplu stând într-o cameră, uh, în camera ta, dacă poți uh, uh, cât mai retras de lume uh, și petrecând puțin câteva minute pe zi uh, în această uh, etapă de uh, meditație apro aproape. Uh, poți face și meditație, bineînțeles, pentru a atrage lucrurile pe care ți le dorești în viață, pentru că și aceasta te ajută, te ajută în primul rând să-ți clarifici scopurile pe care le ai. Uh, de asemenea, poți să -i, pot să le ceri ajutorul îngerilor sau arhanghelilor pentru a dobândi, iată o perspectivă pozitivă asupra lucrurilor, în momentul în care nu prea ești sigur pe tine, nu prea ai încredere în dorințele tale sau nu prea ai încredere că pot deveni realitate. Da, cărți cărți foarte pozitive. Să vedem mai departe câteva cărți din tarot. Iată că această carte a ieșit pentru tine prima. Este treiul de bâte, dragul meu sau draga mea. Această carte te invită la o călătorie, la o călătorie fizică sau la propriu sau la figurat. Poți face în aceste zile o călătorie, așadar, cum am mai spus, un drum te poți deschide spre orizonturi noi, poate anumite ținuturi pe care nu le-ai le vizitat până acum, sau o țară pe care nu ai văzut-o. Poți face acest drum, acest sejur pentru a petrece ceva timp de calitate cu persoana dragă sau singur, sau singură. Așa cum vei alege. Va fi un timp al tău, un timp în care te vei relaxa foarte bine și vei admira lucru, vei admira peisajele pe care le vei vedea. De asemenea este o călătorie inițiatică care te așteaptă de acum înainte, se pare că unii dintre voi ați adoptat o nouă oportunitate în viața voastră, o oportunitate din care veți trage și foloase în timp. În sensul că vă vor veni noi bănuți cu această uh, nouă șansă de, uh, de a vă promova abilitățile în folosul oamenilor. Uh, iată că din această oportunitate uh, veți câștiga și uh, bănuți. Bănuți destul de importanți pentru voi, pentru familia voastră, uh, în viitorul apropiat. Uh, să vedem mai departe, dragii mei, uh, o altă carte. <laughs> nu se poate, deci am avut trei de băte, acum urmează doiul de băte. Uh, da, este o carte din nou care vă invită la această călătorie. Uh, este o nouă aventură care începe în viața voastră să se desfășoare, fie uh, la locul de muncă, poate vreți să vă schimbați locul de muncă cu ceva mai bun uh, pentru voi. Poate ați înaintat o scrisoare de intenție în acest sens la compania unde vreți să vă angajați și, în acest sens, se pare că veți primi și un răspuns în această perioadă, un răspuns favorabil. Se pare că noul, locul de, noul loc de muncă, care va fi mult mai bine plătit, vă așteaptă. De asemenea, Văd că în relația voastră vreți să construiți ceva mult mai durabil, începând din acest moment. Vreți să păstrați persoana lângă care sunteți în acest moment, să o păstrați lângă dumneavoastră, pentru că vi se pare a fi cea mai potrivită alegere pe care puteați să o faceți în ultima perioadă. Este este persoana cea mai de preț pe care o aveți în viață și uh, la care țineți enorm și la care nu ați renunța pentru nimic în lume. Uh, da, uh, cu orice alegere pe care uh, o veți face în perioada imediat următoare, uh, veți simți așa o putere deosebită, o energie nemaipomenită, și vă veți simți așa un fel de stăpân al lumii. Veți simți că aveți întreaga lume la picioare. Și chiar așa va fi. Și să mai vedem încă o carte. Auci. Da, cartea aceasta este una mai uh, uh, tristă. Este nouăle de spade, dragii mei. Se pare că unii dintre voi aveți probleme cu somnul, nu puteți dormi, probabil din anumite cauze, poate că aveți anumite probleme în viață sau poate că anumite persoane vă supără, poate aveți probleme cu soțul care le cam cu băutura și din cauza aceasta aveți certuri în familie, nu aveți liniște și iată că aceast, acest, aceste lucruri vă tulbură și somnul noaptea. Vă turbură, practic, liniștea sufletului. Toate aceste lucruri să știți că se vor termina cât de curând, dar va trebui să mai aveți încă puțină răbdare. Văd aici că unii dintre voi, de asemenea, puteți să suferiți o anumită depresie din cauza unei persoane care este posibil să fi plecat din viața voastră de curând. Este posibil ca cineva să vă fi părăsit, și în urma acestei decepții, iată, dumneavoastră ați rămas în această depresie, pe care unii dintre voi veți alege să o vindecați, așa cum știți, prin a petrece timp de calitate singur, de unul singur sau de una singură, ascultând muzică sau făcând meditație sau citind o carte bună. Sau, alții veți alege să consultați un uh, psiholog bun. Uh, de ce nu puteți face ceea și acest lucru dacă vă ajută? Uh, să vedem mai departe o carte din partea oracolului. Iată că o carte deja a căzut. Este acest mesaj. Uh, este important în, în acest moment să faci un pas înapoi. Și să petreci ceva timp singur sau singură. În loc să te focusezi pe celălalt, acum este timpul să, pe, să, pe, acum este timpul să uh, petreci mai multă vreme singur sau singură. Să-ți acorzi mai multă atenție ție însuți sau ție însăți. Uh, da, iată că uh, din nou uh, ni se atrage atenția, iată la fel ca și în și mai înainte, Leila spunea, că este bine ca în această perioadă să ne recalibrăm atenția asupra noastră înșine, asupra ființei noastre lăuntrice, pentru a vedea ce dorințe se ascund în interiorul nostru, pentru a vedea cum am mai evoluat în ultima perioadă, ce își ce mai dorește sufletul nostru sau cum se mai află el în aceste momente, dacă este bine, dacă este fericit, dacă este mulțumit de ceea ce a realizat până acum și așa mai departe. Putem face așa un mic bilanț al vieții noastre pentru a vedea unde ne găsim și mai ales în cotrone putem îndrepta de acum înainte. Acestea fiind zise, dragii mei, aceasta a fost etalarea mea de astăzi. Eu vă mulțumesc mult pentru vizionare, vă invit și la alte etalări pe viitor toate bune